Что, вы делаем фильм камера? Aceasta a fost astăzi atmosfera la Colegiul Național Traian după afișarea rezultatelor de la BAC. Lacrimi de fericire, dar mai ales strigăte de bucurie, au umplut curtea unității de învățământ. Alături de elevi s-au aflat și părinții acestora care s-au bucurat pentru notele obținute de copiii lor. Ce rezultate ai obținut? Am obținut 8,70 media pe ansamblu, am obținut 9,50 la biologie, 8,40 la matematică și 8,40 ceva la română. Ești mulțumit? Foarte mulțumit pentru notele mele. Au fost note muncite, note meritate, pe note făcute pe munca mea. Ce note ai obținut? 8,08. Ești mulțumit? Normal, foarte mulțumit. Ce vrei să faci mai departe? Nu, veterinară. Te așteptai să iei notele astea? Da, mă așteptam. Ai muncit mult? Da, o lună ceva n-am ieșit din casă. De la ce liceu ești? De la Traian. Dacă cei care au obținut medii mari se gândesc deja la admiterea la facultate și elevii cu rezultate mai puțin notabile au aceleași gânduri, notele de la BAC neîncurcându-le planurile. Ce note ai obținut, mulțumit după rezultate? Media per total 6,66. Mulțumit, la română mă așteptam, am avut, fiind prima probă, multe emoții și nu prea am făcut din cauza emoțiilor, în rest 78 la geografie și istorie. Ai de gând să faci contestație? Nu, la ce să fac contestație? Ce vei face? Vreau să mă duc la facultate. Unde? În străinătate, aș vrea. Pe management marketing. Media te ajută sau e pe admitere? Media este unul dintre criterii. Notele de la BAC s-au afișat încă de dimineață pe site-ul Ministerului Educației, iar de la ora 13 acestea au apărut și la vizirele centrelor de examinare unde elevii au susținut probele.